Bună dimineața, dragii mei! Astăzi am să fac o etalare nouă, specială, pentru acest weekend, pentru vineri, sâmbătă, duminică, așadar valabilă această etalare, cu oracolul Sibilei, pentru a vedea care sunt energiile. Va fi etalarea cu ce știi, ce nu știi. Se grăbesc niște recompense, să știți, niște bani, niște câștiguri. Chiar dacă poate aveți o stare de tristețe, de dezamăgire, ceva, o nemulțumire, vă vine o recompensă, vă vin niște bani, vă vin niște vorbe frumoase, poate, din partea cuiva, sau oportunități de câștiguri. Veți fi recompensați pentru eforturile, strădania voastră, pentru răbdarea voastră, pentru devotamentul vostru. Haideți să vedem așadar cum va fi acest weekend. Vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, dacă doriți să aflați la ce ne putem aștepta în acest weekend, care vor fi energiile. Prima variantă este albă, a doua este roșie, a treia este verde și am să încep cu prima variantă, varianta cu piatra albă, așadar să vedem cei care v-ați ales această variantă, cum va fi pentru voi acest weekend, ce reușite pot fi, ce energii, cum le puteți folosi pentru a avea un weekend reușit, să vedem ce mesaje vin din partea oracolului. Niște vești, să știți, vin niște vești, astăzi vin vești legate poate și de niște drumuri, de niște vizite. Voi sunteți poate și neliniștiți din cauza unor drumuri, că nu puteți pleca, că nu se pot face niște drumuri. Pot apărea așadar și situații de stres în acest sens cu drumurile. Să vedem și surpriza. Să vedem așadar ce se întâmplă. Cum va fi acest weekend? Haideți să vedem. Ceea ce știți voi deja sau vă așteptați, că totuși știți că aveți noroc, cu toate că poate unii treceți și pentru o situație de boală, de, să zic așa, de orică sunteți, nu vă simțiți prea bine, stați acasă, poate știți că există risc poate și de boală, dar pentru voi totuși o situație cu noroc sau aveți noroc că ați depășit faza de boală, poate ați depășit faza de risc. Ați trecut, aveți niște oportunități, știți că veți avea niște oportunități, totuși că apar niște noutăți pentru voi, de care ar trebui să profitați în acest weekend. Știți, nu știți, nu știți că sunteți iubită sau că apar o dragoste pentru voi, un succes. Deci așteptați-vă la un succes în dragoste, așteptați-vă la o cucerire. Cu toate că poate unele dintre voi sunteți mai egoiste, vă gândiți mai mult la voi, dar veți avea oricum reușite, puteți primi niște daruri, niște cadouri. Sau știți că sunteți iubite de cineva dintr-o altă țară, poate și acest lucru. Haideți să vedem și ce ar trebui să știți. Ar trebui să știți că totuși trebuie să fiți prudenți la niște dușmănii, la niște persoane mai ostile, la niște situații de stres. De pe lângă casă, poate chiar, vă pot veni niște neplăceri din cauza unor persoane mai agresive, persoane mai ostile, persoane care încearcă să vă întârzie niște planuri. Ce veți avea în casă? În casă totuși veți avea niște reușite, niște idei, niște noutăți, niște vizite, poate o prietenie, niște cadouri pot veni pentru voi, niște daruri. Cineva vă poate face o propunere. În afara casei și în afara casei veți avea reușită, succes, veți avea dragoste, veți avea niște recompense, poate o întâlnire, sau faceți o cucerire, vă îndrăgostiți de cineva, sau vă păcați cu cineva, vă revedeți cu cineva, da? Apare o șansă de un serviciu, poate de un contract sau de niște câștiguri de bani. Și cine vă iubește pe voi, aici pot apărea niște neplăceri din cauza unor bârfe, poate, sau din cauza unor orgolii, unor invidii, unor răutăți, unor exagerări, cu toate că aveți o prietenă care poate să aplaneze sau vă iubește, sunteți iubiți de o anumită femeie, aveți o anumită prietenă care ține la voi, dar aveți și niște persoane care sunt bârfitoare. Sau veți afla de la această prietenă de niște bârfe, de niște discuții, de niște rivalități. Și
Și surpriza voastră vor fi niște noutăți, vă vin niște vești, poate chiar oficiale, vă vin niște, sau primiți o vizită, vă vedeți cu cineva, primiți veștile care le așteptați, sau persoana pe care o așteptați, sau banii pe care îi așteptați. Deci pare că este o zi, un weekend în care puteți face. Fie că veți cuceri pe cineva, o persoană cu funcție, poate, sau cu studii, o persoană care vă poate proteja, puteți primi niște sfaturi utile sau daruri, sau veștile pe care le așteptați vor veni. Cam asta este așadar și pentru surpriză. Și haideți să vedem și la a doua variantă, la ce vă puteți aștepta în acest weekend. Varianta cu piatra roșie. Vedem așadar, pentru cei care v-ați ales varianta cu piatra roșie, la ce vă puteți voi aștepta în acest weekend, care sunt energiile, mesajele care vin, vă să și grăbi la voi, o atenție la o ceartă la voi, atenție la o situație de ghinion, de discuții care pot apărea pe neașteptate sau de boală, de dezastru, de accident, de o distrugere, că se strică ceva în casă sau apare o ceartă pe neașteptate sau poate și la nivel de societate poate să fie o dificultate care apare așa în societate, așadar prudență pe unde vă duceți. Da, sunt niște noutăți, apar niște noutăți poate legate și de niște riscuri de sănătate pentru noi începuturi, pentru noi relații sau afaceri sau chiar pentru copii poate apărea o situație de un risc. Există dacă aveți copii sau sarcină, poate apărea o situație de risc. Nu tratați cu neglijență, să zic așa, copiii sau cu superficialitate situațiile din acest weekend, că pot apărea niște situații de risc. Știți. Știți poate și de un doliu sau de o despărțire. Știți că sunteți și neliniștiți, poate din cauza unei persoane care poate ar trece pentru o problemă de singurătate sau de. Sau e vorba și de o despărțire aici. Vi se cere poate să fiți și mai puțin mai înțelepți. Sunteți neliniștiți, poate și din cauza unei vizite a unor persoane. Sunteți neliniștiți, poate și din cauza unei despărțiri, a unui doliu. Nu știți, nu știți că veți avea un noroc neașteptat. Poate să descoperiți o înșelătorie, să descoperiți niște dușmani, să descoperiți niște trădători, niște trădări, niște situații dușmănoase. O aveți o dușmancă și un bărbat care e de neîncredere. Deci, orică aflați că sunt de o trădare, orică aflați o dușmănie, aveți noroc în orice caz. Să descoperiți sau aveți niște oportunități din cauza unor dușmănia unor persoane. Poate nu sunt între voi, nu dușmănia pentru voi, ci între ele și pentru voi este o oportunitate. Știți, nu știți ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că veți primi poate o vizită, niște daruri, dar există și niște întârzieri, niște dificultăți, niște exagerări, niște bârfe, pot apărea certuri, discuții și din cauza unor mesaje, din cauza unor sfaturi, din cauza unor persoane care exagerează, care sunt mai, vă provoacă, așadar atenție pe provocări. În casă. În casă aici veți primi niște bani, niște daruri, dar pot apărea discuții, poate, cu partenerul, cu partenera și din cauza geloziei, a orcolilor, a unei rivalități, poate aveți de-a face cu o persoană foarte mândră sau poate chiar există o femeie care umblă cu vorbe pentru casa voastră și a crea de dificultăți. În afara casei pare că poate va trebui să vă duceți să faceți o vizită, să vizitați pe cineva care are probleme de sănătate sau este vorba și de niște daruri care trebuiesc luate, unii poate aveți și vreun interviu. Aici trebuie să fiți mai atenți că puteți avea de-a face și cu persoane mai arogante sau aveți niște probleme de rezolvat în oameni cu funcție, de medici sau, mă rog, în justiție sau în alte, în care puteți avea succes, reușită, realizare, poate chiar să primiți un loc de muncă sau să primiți niște aprecieri.
Cine vă iubește pe voi aici, atenție cu cine vă iubește, că puteți avea o ceartă, un necaz, o supărare, o tristețe, orică sunteți singuri, că v-ați pierdut, că v-ați certat cu cineva, orică veți avea în acest weekend discuții sau poate apărea o situație de boală a persoanei iubite, veți aici o stare de tristețe. Și surpriza voastră, într-adevăr, eu, deci atenție legat de copii, poate, că aici poate apărea probleme legate și de copii, o sarcină care poate să vă creeze dificultăți sau puteți afla de o trădare, cineva care vă înșeală, care v-a înșelat și care așteaptă poate un copil sau are un copil cu altcineva. Poate apare aici o situație în care veți fi poate puși în dificultatea alegerii. Nu știți ce să faceți, unde să vă duceți sau cu cine să fiți. Dar apar niște situații de singurătate, nu prea aveți prea mulți prieteni, nu fiți naivi în orice caz, că pare că nu sunteți prea înconjurați de prieteni prea buni sau nu aveți voi în acest weekend acea stare necesară să luați o decizie. Cam asta este ce pot să spun și la a doua variantă și haideți să vedem și la a treia. Ce se întâmplă la a treia cu varianta cu piatra verde? Vedem cum va fi acest weekend pentru varianta pietrei verzi, mesaje transmit părțile de oracol pentru varianta pietrei verzi, cei care v-ați ales piatra verde, așadar. La voi se grăbește o stare așa oarecum de ostilitate. Vă trebuie mai multă credință, mai multă încredere în voi. Bazați-vă pe persoane de încredere. Văd că voi puteți avea noroc de niște câștiguri, să vă vină niște bani, să aveți oportunități de a câștiga niște bani. Chiar mai mult decât v-ați așteptat, poate. Veți avea ocazia de a avea niște bani, să câștigați bani mai mult decât v-ați așteptat sau banii care îi așteptați vă vin. Aveți niște oportunități, poate și să cunoașteți pe cineva sau să obțineți un loc de muncă. Pare că norocul vă însoțește în acest weekend. Chiar jucați la loterie, poate unii dintre voi puteți avea noroc la loto. Ceea ce știți voi, știți că aveți un succes într-o afacere care poate să iei pe cont propriu, sau că știți că sunteți într-un iubiți, că v-ați îndrăgostit, că aveți o nouă dragoste la care visați, la care sperați, păstrați-vă speranța că pot veni vești bune. Puteți afla și de o amantă, de o nouă noutate, de cineva care este amantă, de o aventură a cuiva. Puteți afla acest lucru. În orice caz, pare că știți de niște lucruri care pot veni pentru voi cu noi speranțe. Nu știți că totuși aveți noroc și voi. Și voi atenție la noutăți, dar aveți noroc, vă îndrăgostiți. Vă îndrăgostiți cu toate că nu aveți prieteni aici sau e cineva care vă propune o dragoste, poate apare o nouă dragoste, cineva care e singur. Voi sunteți poate o persoană singură, nu aveți prieteni, dar sunteți o persoană totuși iubită de cineva. Sau voi sunteți iubită de cineva care e tot așa singur, a pierdut pe cineva, are o pagubă. Totuși, atenție aici la o pagubă, poate legată și de un copil sau de niște bani, poate chiar, atenție la o pierdere, totuși din cauza dragostei. Ce ar trebui să știți că trebuie să fiți atenți că și voi aveți dușman, există o situație de risc, un dușman care vă dă târcoale, vrea să vă provoace, vrea să vă facă dezastru, vrea să vă creeze o dificultate, vrea să vă aducă într-o situație de dezastru. Da? Deci cineva lucrează împotriva voastră, voi sunteți neliniștiți, poate să fie legat de casă, poate să fie din afara casei, poate să fie și legat de sănătate, așa la prudență, în casă. În casă așteptați poate niște vizite sau noutăți, așteptați vești, așteptați să faceți un drum sau să vină cineva de la drum, niște vești noutăți care le așteptați, ele vor veni așadar. Păstrați-vă o gândire pozitivă că pot veni, fiți răbdătoare sau mature, pentru că parcă vor veni noutăți. Puteți primi vizite sau vești de la o femeie mai matură, mai în vârstă, sau așteaptă de la voi vești această persoană. Veți discuta poate cu o persoană mai în vârstă. În afara casei par niște câștiguri, par niște noutăți, poate
studii sau veți fi sprijiniți de o persoană cu studii, e cineva care poate e o persoană singură, care regretă ceva, are niște regrete, poate se gândește la voi sau puteți face cunoștință în afara casei cu o persoană singură care a trecut printr-un divorț sau printr-o despărțire, o văduvie, ceva. Cine vă iubește pe voi aici pare să fie o persoană cu funcție, cu studii, poate să fie o persoană care e cu care vă înțelegeți bine, în grupul de prieteni sau se gândește la voi să vă vadă, să într-un grup de prieteni, poate să fie și o persoană care are probleme de sănătate, are totuși sau e foarte orgolioasă, ambițioasă. Și să vedem și surpriza. Surpriza voastră sunt niște noutăți, niște vești, niște acte, niște vizite, poate, sau o prietenie, o prietenă care vă caută, vă dă mesaje, primiți daruri, cadouri, pot veni niște bani, poate, din partea unei persoane care ține la voi, o prietenă. Puteți primi așadar vești, noutăți bune, da, scrise sau prin telefon, da, pot veni câștiguri, daruri, cadouri, ca surpriză. Cam asta e ce văd eu și la a treia variantă, așadar, pentru acest weekend, vineri, sâmbătă, duminică. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă veți regăsi în ele, că v-ați regăsit și că vă veți regăsi în ele pe parcursul acestui weekend și că veți avea un weekend excelent din toate punctele de vedere. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Rod, și vă doresc în continuare weekend plăcut și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!